ceva, dar nu spunem. Bun. Bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit, alături de domn profesor Mircea Costache. O nouă emisiune în care ne întrebăm până când, da, până când, domn profesor, până când o să vedem tot felul de aranjamente politice, tot felul de scenarii, tot felul de nebunii și nu vedem și noi lucruri așa pentru cetățeanul de rând. Adică să se bată cu pumnul în piept, în ghilimele, să se lupte pentru interesul cetățeanului de rând. Da. Tot felul de aranjamente, tot felul de... De astea așa, cu funcții, jocuri. De jocuri, de culise, de... Glezne. Da, dar rău de tot. Nu e vorba despre implementarea de politici publice? În folosul cetățeanului? Da, așa mi se pare și mie. Vezi cum te fac să râzi când spun lucruri serioase? Asta înseamnă că s-a întors societatea românească cu susul invers. Da. Din moment ce la lucruri serioase, care chiar ar trebui să ne preocupe... A spus-o cu zâmbetul pe buze și noastră acum. I-am spus-o cu zâmbetul pe buze. A întrebat așa, până când se va mai perpetua acest sarabandă, acest joc de-a administrația, de-a guvernarea, de-a conducerea treburilor publice, așa, mimând că ar fi vorba despre interesul cetățeanului, finalitatea fiind, de fapt, alta. Te uiți la oameni cum au intrat în asemenea povești și cum ies, cum le crește standardul, nivelul de viață, cum le cresc conturile, averile și îți dai seama că, de fapt, totul se rezumă la îmbogățirea câtorva pe seama celor mulți și numim asta jocul democratic și dreptul cetățeanului de a se exprima, de a și alege, de a discerne. Așa. Până când durează, Mihai, și la nivel național și la nivel local, jocul ăsta atâta timp, va dura atâta timp cât cetățenii vor dori, cât ei vor accepta să fie în continuare mințiți, învârtiți pe deget, cât timp cetățenii nu vor face efortul minimal de a deveni cetățeni, de a deveni din populație, din a deveni din membri ai societății, cetățeni. Romanii aveau niște standarde, ca să nu toți trăitorii din cetatea Romei erau obligatoriu cu drept de vot pentru senat, pentru așa. Da, nu oricine avea. Nu, aveau dreptul numai cei care dobândeau titlul de cetățean. Civis Romanus sum. Sunt cetățean roman. Dacă aveai acest titlu, puteai să te exprimi prin vot, aveai drepturi, aveai obligații. Dar cum se dobândea titlul de cetățean? Participare la război când era cazul. Am mers la sacrificiu. Mi-am îndeplinit datoria de cetățean. Să-mi apăr cetatea. Plata la zi de taxe și impozite, de dări, că se plăteau. Erai cu toate la zi, îți făceai datoria față de cetate, la greu. Îți plăteai taxele și impozitele. Îți îndeplineai toate obligațiile. Căpătai titlul de cetățean roman, civis romanus sum, și aveai drepturile legale, de vot, de toate drepturile cetățenești. La noi sunt oameni care au fost aduși în stare, așa au fost aduși, cu premeditare, să reazimi primăria în așteptarea venitului minim garantat, dator la toate cărciumile din comună, și are dreptul de vot egal cu al meu și cu al tău. Dar ei, fiind mai mulți care reazimă primăria, vor alege în comună. Plus de și în localitate. Și deci au fost aduși în postura de a fi ușor de manevrat, ușor de manipulat și mai ales un lucru foarte important. De 25 de ani, ăsta e rostul pentru care vin eu la televiziune, la toate, vă răspund la toate întrebările, că tu-i mai consideră eu așa de cuvință, pentru că lipsește ceva în societatea românească. Educația civică, educația cetățenească. Vreau, din cât știu și cât mă duce și pe mine capul, prin dialogul ăsta permanent, să ajungem să facem oamenilor educație cetățenească, să știe ce drepturi și ce obligații au. Te-ai achitat de obligații? Cereți drepturile, exercitați drepturile, da, cu luciditate și nu te lăsa prostit, mințit și furat la infinit, sau dezmoștenit, sau desproprietărit, pentru că vânzarea terenurilor către străini
nu e în interesul nostru național. Defrișarea codrelor nu e în interesul național. Vânzarea industriei la fer vechi nu e în interesul nostru național. Nu are cum să aștepte cineva bunăstare de la distrugere pe toate planurile. Înstrăinare de flotă, le spun mereu. Deci, mătrășirea banilor publici pe tot felul de fușerai, de pavele, de borduri, de mâncatul pe floricele, pe câmpii, gazon și pe... nu ai de unde să aștepți bunăstare de la risipă, de la șmechereală, de la mânăreală. Până când va dura ceea ce spui tu că se întâmplă, și știm cu toții că se întâmplă, atâta timp cât cetățenii nu vor fi cetățeni care să-și cunoască drepturile și obligațiile, să se achite de obligații, dar să știe să își folosească drepturile de cetățeni, așa, până când se vor complace și vor accepta să se facă cu ei ce s-a făcut, ce se face și acum, până atunci situația nu că se va menține așa, va degenera. Din an în an ne-a fost mai greu, din an în an s-au îmbogățit câțiva și au sărăcit cei mai mulți. Din an în an au apărut incapacitatea de a-ți trata sănătatea, copilul, de a-ți-l mai da la școală. Din an în an au scăzut de resursele multora și au crescut în conturile străine. Așa, averile câtorva. Toate pe baza acceptării acestei situații de către populații, de către cetățeni. Pentru că în fruntea acestor pârghii importante de a guverna, că vorbim de țară, că vorbim de la guvernare județ, și la nivel local și la nivel central. Da, așa. Haideți să ne rezumăm la local, să zicem, deocamdată. Au băltit niște unii, domnule. Mihai. Și băltesc Mihai, continuare. Rostul unora, când se nască ei pe lume, este să șmecherească. Toată treaba este să aibă pe cine. Deci eu nu le fac o culpă celor care mă fură, celor care mă mint. Ei s-au născut cu aceste caractere, dar nu sunt obligat să-i creditez. Nu sunt obligat, la câtă minte am, să-i legitimez prin vot. Nu sunt obligat să mă fac preș în fața lor. Nu sunt, dimpotrivă, din punctul meu de vedere, unii nu dorm liniștiți. Că mie mi se taie cablul la sistemul de frânare, că găsesc toată ziua roțile desumflate sau înțepate, că mi se fac atâtea și atâtea, nu mă descurajează pe mine și nu mă opresc pe mine. Unii pe mine mă știu. Problema este, pot eu unul singur, fără să încerc să iluminez și pe alții, să schimb ceva în mentalitatea cetățenilor români pentru a putea să ne dăm viața, cetatea, rosturile, treburile publice, apa, lumina și căldura, condițiile noastre de viață, din oraș sau din țară, dacă nu reușim să le dăm pe mâna unor oameni care să aibă un trecut, să ne arate cum au administrat, să ne arate ce calități au, ce au făcut ei în viață până acum și să ne prezinte într-un fel garanții că dându-i pe un mandat de 4 ani administrația locală a județului sau a municipiului pe mână, vom putea să beneficiem de cheltuirea cu rigurozitate a banului public în interes cetățenesc, în asfaltarea aleilor și a gropilor din tot orașul, în trotuare pe care se poate merge mămica cu căruciorul de copil, în policlinici spitale în care să nu stea omul 7 ore până va fi luat de la urgențe sau 9 ore, așa, pentru că oamenii de acolo migrează, că cineva nu are grijă să le asigure cele necesare pentru a funcționa în bune condiții în interesul sănătății populației, că grădinița nu e construită după reguli care să corespundă normelor instituției de educație și de instrucție școlară, ci ne ducem în viloaiele altora pe bani foarte mulți. Deci, dacă noi acceptăm în continuare să se facă ce s-a făcut până acum, nu avem la ce să ne așteptăm mai bun. Unul singur, că eu am înțeles despre ce e vorba, nu poate nici el să răstoarne lumea, pentru că e vorba de votul popular și cu un vot în plus, cineva câștigă primăria sau Consiliul Județean. Bun, așa s-a întâmplat și în 2012, domn profesor, când la nivelul județului nostru s-a votat cu 250 de mâini pentru USL. S-au votat oameni sau niște inițiale USL? Inițiala USL, sigla. Da, da, dar nu literele alea conduc Consiliul Județean? Evident că nu. Bugetul județului? S-a văzut cine a condus. Nu, nu literele alea fac drumurile în județ? Bun.
Nu, e vorba de oameni. Deci prima noastră educație, care o spune etc., este să ne uităm în spatele literelor cine sunt oamenii care ne propun. Și oamenii sunt de la noi, de lângă noi, din comunitate, și putem relativ ușor să știm cu cine avem de-a face, pe mâna cui ne dăm viață. Pe de o parte, iar pe de altă parte, au fost și destui care au votat în continuare PDL, da? De aceea există în Consiliul Județean 9 aleși PDL. Deci 9 consilieri. Da? Deci o forță... 9 consilieri. Da. La nivelul județului și la municipiu, da. 5 sau 7, nu știu, ceva mai puțin. Da. E, încrengăturile politice au condus ca... 5. La momentul la care noi vorbim, să existe un nou PNL. Deci ceva de vis. Adică la care eu te-am contradis de fiecare dată și să reamintesc și de data asta, că de fapt e vorba de noul PDL. Ăsta vrea să se ascundă, să-și piardă urma. Nu ceilalți. Ceilalți rămân cu inițialele lor. Rămân. Cu bune curele. Da. E, așa e denumit. Acum... Deci noul PDL, să fie clar, da? Noul PDL. Asta e intenția de s-a construit chestiunea asta. Absorbție, așa. Care s-a mai ascuns din... altă dată. S-a prezentat la locale sub denumirea de ARD. Da, Alianța. Nu știu ce era. ARD. Da. Miile, te arde. Da, a început să se schimbe portocaliu, unii pe la neam zădeau sacoșe verzi, cachi, boubălsii, înțelegi? Deci, îți spuneam imaginea din film, când răufăcătorul, criminalul, urmărit, în alergare de către omul legii cu pistolul în mână, după fiecare colț își schimbă înfățișarea, smulge peruca, smulge mustățile, dă jos geaca după sau el. Sau invers, ca să-și schimbe înfățișarea, să scape de urmăritor. Și atunci cum facem? Schimbăm. Nu-i mai zicem PDL, îi zicem ARD, îi zicem, cum îi zice acum, PNL, îi zicem, da. Îi zicem în alt fel pentru asta. Dar de desubt, aceleași personalități. Anastase, Roberta, niște... somități ale națiunii române. Oameni deosebiți. Numărul 3 în statul român a fost președinta Camerei Deputaților, nu te supăra. Da. Păi, din punctul ăsta de vedere am zis că sunt oameni deci, deosebiți. E bine, PNL-ul ăsta la Buzău n-a funcționat și nu funcționează. Deci, după... Adică vrei să spui că nu se pupă acolo în interior? Ce să se pupe, domne, când din potrivă. Asta vedem de foarte multe ori. Da, dacă sunt disensiuni, adică foștii PDL-iști cu vechii liberali, da. Domnule, nu se înțeleg că nu vor. Deci nu. Noul PDL și cu vechiul PNL, da. Nu se agreiază la Buzău. Da, deloc. Dar te-ai întrebat. Eu n-am asta ne întrebăm. Eu n-am întrebat. De ce? Pe ce? Asta ne întrebăm nu, și dar pe ce se bat? Care să facă mai mult bine populației? Păi, de ce am întrebat, domn profesor, la începutul emisiunii? Domnule, până când ăștia așa că... De să bat pe tot felul de, Mihai, de prostii, nu vorba de interesul cetățeanului. Tragem linii. Cum erau oamenii ăștia înainte de 1989? Eu am trăit și înainte de 89, ca și ei. Eu am trăit înainte de 1989. Mă duceam la serviciul meu. Domnul Cezar Preda se ducea la serviciul lui. Nu? Eu stăteam într-un apartament. El stătea într-un apartament. Eu aveam o mașină Dacia. El avea o mașină Dacia. În 1989. Pentru că atâta ne ducea pe noi capul și atâta se putea în regimul respectiv. Acum, la ora asta, dânsul, niște mașini, nu știu, dacă sunt de 100.000, de 200.000 de euro, nu știu, că sunt niște jeep-uri din astea socotite, cu călătorii și cu copiii pe străinătate, cu niște vile pe aici de nu le știa, unde pe Bisoca, pe la, nu știu, pe aici, pe la Monteoro. Monteoro. Așa. Bun. Și o mai avea și pe străinătate, că n-ai de unde să știi. Oamenii au gologanul. Mircea Costache, după 25 de ani de la Revoluție, tot în apartament, tot cu Dacia, numai că nu mai facă ea Daciile alea, acum nu fac Logan. Nu le mai fac palea 1300. Nu le mai fac palea 1300. Acum am luat și eu Logan. Ați luat un da, mungolani. M-am burghezit. Hai că v-ați ajuns, domn profesor. Da, tot Dacia. Da, tot Dacia, da. Și ați fost și deputat, adică... Da, să știi. Chiar așa, domn profesor, ați fost și deputat și nu... Am fost. Da, să știi că mașina nu era. Din când în când nu mai funcționează, când înțeleg că știi ce mi-a spus? Găsiți cablurile de la frână. Știi ce mi-a spus simpaticul profesor de arte plastice și e pictor important, artist plastic renumit, Valeriu Șușnea. Când l-am întrebat, am văzut că avea Logan și eu nu luasem încă. Dom'le, e bună că au tot felul de știri contradictorii, că le resping lotul înapoi. Și domne, ce ceva, nu merităm noi mașina asta.
Așa, șușne acum. Nu merităm noi, e foarte bună, domnule, nici mi-e de nasul nostru. Așa că eu sunt mulțumit de ea. Dar iată mari diferențe. Ce a făcut el în plus față de... El precis a dat ceva societății românești, deci poate permite așa că din cap, din, nu cap din cer, averile și bunăstarea și banii din conturi și călătoriile în străinătate și copiii trimiși la studii în străinătate și așa mai departe. Pe acolo și acum. Deci... Păi dumneavoastră nu v-ați apucat de afaceri cu gunoi, de exemplu. Nu, ce am dat eu societății românești? Prin activitatea mea în cultură, în administrația locală, că am fost și consilier, în învățământ la catedră, unde m-a dus capul și pe mine, ce am dat eu societății românești și sunt la un anumit standard, de om foarte modest, așa, și ce au dat ei? Au făcut politică în interesul populației, în interes public, sau au făcut politică în interes personal? Pentru că ei, manageri, se dau manageri importanți. Dar cum dracu de reușesc numai când e vorba de managementul personal, de acumulat averi, și când e vorba să facă ceva pentru comunitate, nu prea știi să arăți așa ce și cum. Bun, tocmai de aceea, haideți să ne continuăm discuția. Știi de asta ce s-a întâmplat așa? Care sunt interesele astea din spatele? Nu, problema este că nu e vorba de management. Aici, ca să zici că pentru el, poate și pentru public, la nivel de domnul, e la al treilea mandat de deputat, da, domnul Preda. Și că pentru public nu poate, pentru alții, pentru comunitate nu poate și pentru el poate, că pentru el poate să fie bun manager. Nu. Pentru că nu e vorba de management. E vorba de transferul unor averi pe căi necinstite în conturile câtorva. Și asta numesc ei societate concurențială, identificarea de oportunități, implementarea managerială care produce distorsiuni și alte chestiuni care i-au determinat să-și ia și doctoratele. La o societate atât de bolnavă, îți dai seama, aveam nevoie și de doctor de ăștia. Domnul Preda ți-a mai spus că e doctor. Da. Bun, înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, să ajungem și la ceea ce s-a întâmplat zilele trecute. Știm foarte bine, reamintim că de fiecare dată, la fiecare conferință de presă, Cezar Preda s-a plâns de faptul că nu poate colabora cu PNL, pentru că PNL e în continuare vechii liberali, sunt aliați cu PSD-iști. Ai bun exemplu din propriul partid cu care a stat la un moment dat la aceeași masă, cu care să se fi putut să fie compatibil? Din propriul partid? Îi cunoști formula cu care a plecat el când s-a apucat să facă politică? Nu. Când sediul lor era pe Mioriții. Într-o casă acolo, pe Mioriții. Unde au reușit să-l marginalizeze. Era PD-ul atunci. Dom'le, au reușit să-l marginalizeze pe Petrică Partal și s-a înscăunat omul. Și în jurul lui erau oameni. Mai e un picior, vă unghii din aia în politică de atunci, așa, acum din aia? A fost compatibil? Nu. Deci omul are exercițiu. Noi spunem așa că ne dau și nouă vești unii din interior, că dă telefon când e pe la Cotorca, pe cine să dea afară din partid și când ajunge la limpeziș primește telefon că deja s-a constituit adunarea și omul a fost mătrășit. Bun, da, în contextul ăsta s-a reușit până la urmă cu diligențele de rigoare să se trimită să fie trimis cineva de la centru, de la PNL, de la vechiul PNL, da, din aripa liberal. Și să vină și să bată cu pumnul masă, domnul Romanescu părăsiți funcția că nu se poate. Este exact ce aștepta Cezar Preda și spunea mereu, domnule, trebuie să vină cineva de la centru să tranșeze situația. E, cam asta s-a întâmplat, pe jumătate. Da? O să și vorbim puțin mai încolo, de ce nu până la capăt. Și domnul Romanescu, plecați de acolo, dați-vă demisia, nu vă mai aliați cu PSD-ul, că așa înțeleg că se întâmplă, așa că părăsiți funcția. Ceea ce a și făcut. Deci domnul ăla care a venit, domnul Petrache, domnul Petrache este un om și el foarte bogat. Și pe listele alea cu plutoanele care trebuie să încoloneze spre DNA, există și el, dar nu le-a venit rândul, că ei acum sunt, cum am zice, favoriți, pentru că
au reușit să stea pe la spatele lui Iohannis, când niște oameni din diaspora și cu niște servicii inteligente și niște surse bine informate au reușit să facă în așa fel încât să impună poporului român această formulă prezidențială. Și ei acum se consideră pe cai mari, deși în sinea lui fiecare stă cu pătrunjelul pe la partea dorsală într-o stare foarte tremurândă, că oricând poate fi să-i se dea o foaie de hârtie să spună de unde are averele alea pe care le declară în declarația de avere. Din președinția Consiliului Județean Ilfov, păi la Consiliul Județean un om e salarizat cu cât e. Da. Nu poți din leafa aia să fii mare magnat. Și statutul de demnitar nu-ți permite să desfășori și nici afaceri. Bun, domnul profesor, ne oprim un pic așa că avem în fereastră niște imagini de la meeting-ul de amploare al foștilor pedeliști, că n-au fost liberali, asta vechi liberali. Era cu măgarea aia în fața la prefectură? Nu cu măgarea, ăla e de... Ăla e antic. Dar puteți să uitați așa ceva? E mai recent. Ăla cu măgare? Normal că nu. Nu, dar care erau măgare până la urmă? Tot nu m-am dumirit. Domnul profesor, dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Nu sunt medic veterinar. Am înțeles ce ziceți dumneavoastră. Bun, și acolo s-au dus foștii pedeliști, că cei de la PNL, vechiul PNL, nu au fost. Numai că au venit de la jandarmi și au zis dumneavoastră ce se întâmplă. Adică, ce e cu dumneavoastră pe aici? Păi, uite așa, păi n-aveți autorizație. A, nu. Și au plecat. Deci... Atunci când era cu moțiunea, domnule. Așa. Deci asta a fost încă o dovadă a faptului că între cele două tabere există tensiuni sau mai bine zis că nu există o colaborare. Deci strigau la prefectură să... Jos ponta, adică asta strigau. Strigau la prefectură să-și dea demisia unul de la guvern? Da, de la... Să-și dea ponta demisia. Ce, direct au spus-o pe șleau. Da. Parcă ne aducem aminte de alte proteste în care, era unul boc pe acolo, pe la guvern și striga unii pe aici, bă, ne-a stăiat salariile. Da. Bă, Mihai. V-ați bătut joc de noi, pensionarii, că ați impus CSE-ul ăla și așa mai departe, cu tot felul de reduceri. Și acum vin ăștia alții. Tu știi foarte bine că eu nu arbitrez între asemenea... Ei usdem farine, să spunem în limba latină, din aceeași făină, din același aluat. Ce mi-e tute, ce mi-e mande. Adică rezultatele de sus până jos și de jos până sus se văd în starea actuală a societății românești. Fără să rostească măcar cu o jumătate de gură cineva cuvântul reindustrializarea țării. Sau să aud unul de la județ că zice nu se mai poate, domnule. Ăia o mie de suflete, de oameni, de la Siriu, spre Valea Siriului, încolo, Grămăticu, Varamălea, trebuie să le băgăm și lor un bec electric. Suntem în secolul 21, mileniu 3 creștin, să vadă și cum arată un bec electric în casă, să terminăm cu lamba cu gaz, domne. Pentru că alții sunt bui, și acolo sunt copilași care îți dai seama că n-au auzit de televizor, că la ce să-l pui pe ăla să vă... și un calculator, așa. Și sunt oameni, trăiesc oameni. Știi cât costă? Că am făcut un studiu, așa, sub 1 milion de euro, pentru a scoase din beznă cei 800.000 de suflete care sunt acolo pe Valea Siriului. Și nu se vrea. Mi-a răspuns ministrul Răzvan Niculescu, care era atunci al energiei, că asta e o treabă care depinde de primăria de comună, de la Siriu. Nu e treaba lor. Păi de unde să aibă banii ăștia, domnule? Da. Mihai. Bun. Dar de la Consiliul Județean, dacă zicea unul, nu dezăpezesc cu 3,2 milioane anul ăsta. Dezăpezesc numai cu 2,2 milioane, deși așa. Și cu 1 milion îi scot pe ea din beznă. Dar vrea cineva să gândească la un drum, la un bec lângă mintea unui om care e și el român. E și el cetățean. Ăia care stau acolo în beznă. Ți-ai imagina viața cum ar curge la tine să te duci acum acasă și să nu existe curent electric? Da, groaznic. Mihai, ce fel de caractere, ce fel de gângânii selectăm noi din rândul nostru și urcăm mereu în fruntea Consiliului Județean, în fruntea Primăriei Municipiului de Reședință de Județ, în alte funcții de răspundere, care normal ar trebui să fie în serviciu public, în interesul, în slujba cetățenilor. Da. O să răspundem împreună la această întrebare după o scurtă pauză de publicitate, când
O să dăm și declarațiile de astăzi din partea celor două, să zicem, tabere. Vechii liberali și foștii pedeliști revenind după scurtă pauză de publicitate. Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre, reamintim, în studioul TV Buzău, domn profesor Mircea Costache. Vorbim despre nelipsitele tensiuni din interiorul PNL Buzău. Au culminat zilele acestea după demisia lui Cristi Romanescu din funcția de vicepreședinte. Înțeleg că, din punct de vedere legal, așa cum au stat lucrurile în mini-parlamentul județean, s-a ajuns la o situație aberantă, ca, și anume, colegii de... Colegi de ce? Colegi de, nu știu, de loc de muncă, nu știu. Vezi că ai ajuns la vorba mea că noi nu avem partide politice? Colegi de, nu, niște colegi, consilieri, da? Așa? Să zică, domnule, că nu, domnule, noi nu vrem să-ți dai demisia. Adică, demisia. Actul ăla, domnule, mi-am dat demisia, la revedere, că nu mai stau să-ți dau ție explicații de ce. Dacă vreau, îți dau explicații, dacă nu, dar oricum, mă, eu plec. Ei, și în Consiliul Județean ieri a apărut așa o hârtie din aia, prin care, mă rog, au fost o chichiță ca să intre sub incidența unei noi prevederi, prin care, domne, eliberarea din funcție se face cu două treimi din numărul consilierilor județeni. În cazul în care eliberarea se face în mod forțat. Trebuie îndepărtat din Consiliu. Unul care are ceva probleme. E, da, sau... Aici nu era vorba despre domne, asta. În textul ăla al domnului Romanescu, în care precizează acolo... În ce condiții? Face o precizare, eliberarea din funcție ca și asta să o considerați ca o demisie din partea mea. Adică să luați act de demisia. De demisia mea. E, nu s-a pus problema în proiectul ăsta de hotărâre să se ia act de demisie, ci de eliberare din funcție. Păi și a venit PSD-ul, s-a abținut, e normal. Au existat evident aceste jocuri de culise și uite că nimeni nu mai poate lămuri acum situația, dacă este sau nu vicepreședinte. Ba da, e lămurită. E lămurită un om, din ce un om care își înaintează demisia în scris. Da, domnule, e lămurită, dar vine secretarul județului și zice, domnule, stai așa că s-a votat, că nu se poate. Un cetățean care își înaintează demisia dintr-o funcție, e clar că, da. Înseamnă act unilateral de voință și este demisionar de drept. Restul sunt speculații și jocuri de gleznă. Da, dar din care noi mai tragem o concluzie, că, domne, cel puțin secretarul județului, domne, trebuia să explice foarte clar, măcar să facă o diferență între eliberarea din funcție și demisie. Dar nu s-a întâmplat. Haideți să urmărim reacțiile de astăzi. Cristi Romanescu a organizat o conferință de presă, după care și Raul Florescu, consilier județean, a organizat în contrapartidă o conferință de presă. Să vedem un scurt material despre acest lucru. După ce ieri a fost supusă la vot demisia sa din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, Cristi Romanescu a organizat astăzi o conferință de presă, în cadrul căreia a ținut să vină cu lămuriri în privința deciziei sale. A fost tranșant când a fost vorba despre dorința sa de a nu mai continua să facă parte din conducerea administrației județene. Demisia, din punctul meu de vedere, este un act unilateral, chiar dacă, repet, unii oameni interpretează în fel și chip lucrurile. Nu mai mă duc la Consiliul Județean, n-am ce să mai caut acolo, este voința mea și cred că vidul de lege sau ceea ce s-a întâmplat și ieri, cred că nu au nicio legătură cu dorința și cu voința personală. Mi-am dat demisia și așa rămâne și așa este. Toate aceste tensiuni s-au iscat după ce, la ședința de ieri a mini-parlamentului județean, a fost propus un proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția lui Cristi Romanescu, urmarea demisiei pe care și-a înaintat-o. Actul supus votului a intrat sub incidența unei prevederi legale care permite eliberarea din poziția de vicepreședinte, doar cu aprobarea a două treimi din numărul consilierilor județeni. Cum PSD s-a abținut de la vot, proiectul a picat, iar oficialii Consiliului Județean au precizat că Romanescu ar fi rămas vicepreședinte. O situație aberantă, spune copreședintele
președintele PNL Buzău. Din punctul meu de vedere, încă o dată, nu cred că mai e nevoie să exprim încă o dată și încă o dată și încă o dată și verbal și scris și prin e-mail și cu porumbelul și cu ăsta să trimit demisiile ca să ia act de demisia mea. Nu poate legea să-mi impună un act pe care eu unilateral mi-am dorit demisia și am plecat și plec. Deci mai mult de atât ce să fac? Din cealaltă tabără, parteneri doar pe hârtie cu vechii liberali, foștii democrat liberali nu cred în explicațiile lui Romanescu și îl acuză de blat cu PSD, din moment ce, la ședința de ieri, consilierii județeni ar fi trebuit doar să ia act de demisia vicepreședintelui. Fiind eliberare, ea ne duce în zona de a face un proiect de hotărâre care să fie supus la vot. Deci despre ce discutăm aici? Nu. Deci ce a scris cineva cu mânuța lui aici nu poate fi greșeală. Când, în momentul în care scrie eliberare din funcție, tu trebuie să te duci pe zona de lege care statuiază exact cum să faci eliberare din funcție. Era foarte simplu. Deci dacă se vroia și nu se vroia un asemenea scenariu, eram aici unde suntem. Cu toate acestea, Cristi Romanescu ține să menționeze că nu are și nici nu a avut vreo înțelegere cu PSD pentru a-și păstra funcția. Vreau să vă asigur că niciodată nu am luat în calcul să dau mâna cu PSD-ul, dar am considerat întotdeauna că ocuparea funcției de vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean va aduce un plus Partidului Național Liberal. Ați văzut ieri că am asistat cu toții la foarte multe lucruri care au picat așa în derizoriu și n-au avut decât aspectul unor scenete și a unor scenarite foarte prost făcute și, culmea, și mai prost jucate. Da, asta este. Am înțeles că a spus deja la o conferință de presă la USL, cred că nu a spus la PNL, cred că a spus la un USL. Și nu glumesc când spun treaba asta, cred că și dumneavoastră ați realizat acest lucru. Noul scandal creat zilele acestea nu face decât să adâncească tensiunile din interiorul PNL Buzău și să îi țină departe pe vechii liberali de foștii pedeliști. Da, domn profesor, vă rog. Devine limba română, domn. De ce văd? Pentru cel care a vrut să se retragă la sugestia conducerii centrale din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, pentru el a demisiona era sinonim cu a cere eliberarea din funcție. Deci nu a stat să se crampuneze, să vadă la ce text de lege intră. Pe fond se retragea, da, își prezenta demisia. N-a folosit în adresa respectivă cuvântul, vă informez că începând cu data de demisionez din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Da? Eliberarea din funcție, ca așa? Demisie. Așa, nu, da. Dar nici nu trebuia să ceară în celălalt acolo. Vă informez că începând cu data de demisionez din funcția de vicepreședinte al Consiliului. Și cu asta era clară. El a vrut să dea o formulare într-un limbaj administrativ, probabil că sună mai bine decât demisie. Vă rog să luați act de eliberarea mea din funcție și așa mai departe. Și au început unii acum să intre pe text de lege, să vadă unde scrie referiri, unde sunt prevăzute referiri la demisie și unde sunt prevăzute referiri la eliberarea din funcție. Eliberarea din funcție, în textul de lege, se referă la cei care trebuie să părăsească din motive binecuvântate, mai ales de DNA sau de altele, de același fel, așa, o funcție. O funcție, sau da. Bun, avem o intervenție telefonică, domnul profesor. Continuăm după aceea. Vă continuați ideea. Da, bună seara! Bună seara noastră și invitatului noastră. Da. Vreau să-i spun domnului profesor că în situația dată, chiar și dumneavoastră, nu cred că vorbim despre Nea Gheorghe din spatele pieței care are o tarabă de chiloți. Aia care nu, încă nu se mai eliberează acea zonă. Și vorbim de domnul Romanescu. Adică Nea Gheorghe nu știe să scrie o demisie. Bănuiesc că domnul Romanescu știe să scrie o demisie dacă vrea să demisioneze. Va rămâne ca timpul să ne demonstreze dacă vrea să plece sau nu, să nu plece de acolo.
pentru că chiar domnul Romanescu, din imaginile trecute, citea că nu a dat mâna cu PSD-ul de pe o hârtie. Păi eu, dacă am în cap acest lucru, nu știu să vorbesc din capul meu că nu am dat mâna cu PSD-ul, trebuie să citesc după hârtie. Domnul profesor, la pregătirea domnului Romanescu, cred că știa să își formuleze demisia pe o hârtie, așa cum spunea și dumneavoastră, îmi prezint demisia din acest moment și nu mai am picat ce căuta la Consiliul Județean. Suntem cam îmbrăbădiți ca în toate cele în orașul ăsta. Da. Nu are relevanță, domnul Ivașcu. Vă spun sincer că un om cu statutul social, economic, independența economică, financiară pe care o are, că a plecat din 1990 în mediul afacerilor, Romanescu nu cred că umblă la subtilități de astea de limbaj. I-au spus ea să-și dea demisia și s-a dus și o dea, dar a considerat că formularea în stilul, în limbajul administrativ, eliberarea din funcții și după aia de aici s-a început să intre într-o zonă în care vânturăm pleavă și spargem semințe de floarea soarelui. Esența e alta. Ce au făcut oamenii ăștia în funcția aia de conducere? Cât este de în interesul unui partid să-și retragă omul din conducere la nivelul județului? Dacă consideră că și așa și cu el și fără el, tot aia era. Îi una, ca eficiență, dacă consideră că implicarea ar fi fost bună și că mai era un proiect pentru un an și ceva de zile să fi văzut ceva pe în județul ăsta, pe unde nu vedem mai nimic, mai ales un drum ca lumea să poți să ajungi, sau cum spuneam mai înainte, un bec electric aprins lângă fruntea unui om care stă în bezna civilizației românești. Deci, problemele ar trebui judecate, cred, pe fond și să nu punem botul la interpretări și la sofisticării din astea care nu țin de foame nimănui. Astea sunt plevuri, pleavă vânturată de dragul politicianismului obscur, care nu are niciun fel de finalitate și de eficiență în folosul cetățeanului. Nu rămâne părerea mea. Nu rămâne decât să-l credem pe domnul Romanescu, ce a spus în conferința de presă, că nu se va mai duce. Și asta rămâne de văzut. Păi nici nu s-a mai dus. Deci, da. Asta și spus, că nu s-a mai dus și nu se va mai duce. Deci vreau să vă spun că dacă judecă cineva pe fond, ăia de acolo pot fi mai ușurați. Pentru că trebuia să vorbească într-un fel anume, fără să aibă un spin în coaste, să mai ducă să spună pe la PNL ce facem noi aici. Acum sunt oameni slobozi, așa. Pentru că toți vor să fie cât mai independenți și mai neconstrânși când e vorba de administrat bani publici și bugetul unui județ nu e chiar o nimica. Așa. Acum e de judecat de unii. Cât e de în interesul formațiunii să-și retragă omul, să-i facă pe plac domnului care s-a dus și a pus pe aia de la București să demareze acțiunea asta la Buzău. Așa. Deci, dar astea sunt chestii minore. Domnul, noi avem 25 de ani de conducere la județ și la municipiu. Avem 25 de ani de conducere la nivelul României. Care sunt efectele pentru societatea românească și pentru viața cetățenilor? Da. Bun. Domnul Mihai, dacă se poate, am o rugăminte, cum am mai spus și la alte posturi locale, poate cineva aude din primărie, din Urbis, sunt două locuri, în două parcuri, cel puțin pe care le-am vizitat eu, în oraș, în spatele primăriei și parcul HD-ul. Sunt o groază de tineri, de bătrâni, care merg zilnic în parc. Sunt două cișmele din acele de apă. Care nu funcționează. Care funcționează. Poate se găsesc niște bani de un robinet și poate se găsesc și bani pentru apă, pentru a consuma cei care au nevoie zilnic pe căldură. Vă mulțumesc. Da, mulțumim încă o dată pentru intervenție. Mulțumesc și eu, domnul Ivașcu. Bun. Domnul Săr, cu acestea fiind spuse, ne apropiem așa de un final de emisiune. Dacă nu va reveni, adică, bine, acum, dacă după toate declarațiile astea Romanescu va reveni în funcție de vicepreședinte, o să devină absolut penibil. Mihai, excesul ăsta de filologie la niște oameni cu o pregătire atât de precară, precum comentatorii de acolo, așa, este de un ridicol imens. Dăm voie să privim spre esențe. Vă rog. Avem șanse într-un viitor mai cât se poate de apropiat să avem un management la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului și în țara românească de un nivel calitativ superior, care să îndrepte lucrurile într-o altă direcție, spre bunăstare, spre progres, spre dezvoltare, spre emanciparea cetățeanului, spre învățământ, sănătate, infrastructură.
spre o viață demnă și civilizată în țara noastră? Sau ba? Teoretic, da. Teoretic, da. Practic, e greu. Mihai, nu mă plătește nimeni. Și v-aș întreba în continuare. Nu mă plătește practic, nimeni cu niciun ban. Și practic, cum se poate face asta? Nu mă plătește nimeni cu niciun leu. Vin la televizor și comunic cu oamenii în toate împrejurările pentru a spune ce știu eu și ce cred eu și pentru a stârni și în cei care ne privesc imboldul de a fi preocupați de viața cetății, pentru că binele public nu poate să cadă din cer ca un meteorit să ne lovească într-o zi în cap și să o ducem cu toții mai bine, ci e vorba de un efort colectiv. Fiecare după putere să-și pună mintea și cu propria viață, dar să nu rămână cantonat în egoismul lui meschin, să privească și spre viața cetății, să se intereseze și de comunitate, pentru a putea să ne ridicăm la un alt nivel. Da, bun. Urma să vă întreb dacă la nivel politic PSD are de câștigat din conflictul ăsta continuu. Nu are de câștigat nimeni. Nu, eu vorbesc de la nivel politic. La nivel politic în România nu se face politică, există numai bande și găști și clientelă și fiecare vânează să-și cât mai mult grohotiș și acum mai cu fereală și mai cu temere că se cam tem unii și visează urât noaptea despre DNA. Despre asta vorbim. Domnul, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și făcută. Ne revedem luni. Sperăm cu alte subiecte să dăm și noi niște vești bune. Putem să dăm? Da, găsim, dar nu spre a... Mihai, o să fac efortul... Haideți, domn profesor, să... Eforturi mari de a găsi și lucruri bune. A trecut o lună din vară, suntem în a doua lună de vară, hai să ne... să avem o atitudine estivală, domn profesor. Suntem în data de 1 iulie. Cu evantaia, așa să vină niște... Suntem în data de 1 iulie, da? Pe 5 iulie, într-o duminică, la anul, toată lumea la ora asta va fi fost la vot și va fi ales o nouă conducere a județului și a municipiului. Să vedem despre ce vom vorbi după aceea. Da. Bun, încă o dată vă mulțumesc pentru venire și analiză. Vă mulțumim celor care ne-au urmărit. Să vă trebuie excelente la revedere.